Cele mai faine și ieftine jocuri le găsești pe eneba.com. Dacă folosești codul ExcelerTV, primești 3% reducere din partea mea. Link în descriere. Hai, salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de Farm Simulator 23 pe acest canal. Ei bine, fraților, astăzi facem un episod mai special deoarece vreau să vorbim puțin despre jocul FS23. Știți voi că în episodul de 1 decembrie ăla special v-am zis că o să vin cu episoade cu acest joc. Bineînțeles, am zis că o să vin cu un episod, dar eu vreau să fac o mică serie cu acest joc pentru că vreau să discutăm puțin mai multe chestii despre el. Și bineînțeles, astăzi discutăm puțin despre data de lansare, așa că nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să dați un share, că mă ajută foarte mult, să activați și clopoțelul pentru că este cel mai important. Și bineînțeles, dacă vreți să vă cumpărați jocul FS22 sau chiar FS19 pe PC sau consolă, puteți să accesați link-urile din descriere. Ați ajutat foarte mult canalul acesta dacă o să cumpărați după link-urile acelea. Vă mulțumesc din suflet pentru chestia asta dacă o să o faceți. Și bun, hai să trecem la episodul nostru. Bineînțeles, o să vedeți pe ecran un gameplay în care eu mă joc pe mapa noastră de PS20. Pentru că am zis că în loc de o poză pe ecran, mai bine pun un gameplay și voi nu vă plictisiți în felul ăsta. Și da, vreau să discutăm puțin despre data de lansare a lui FS23 pentru că foarte mulți dintre voi spuneți că jocul se va lansa la anul și da, este adevărat, la anul se lansează FS23, dar foarte mulți nu știți când se lansează și bineînțeles nici eu nu știu, dar o să îmi spun cu părerea, o să îmi dau cu părerea aici pe episod și o să vă zic cam când cred eu că o să se bage acest joc pe telefon. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba și... Bun, în primul rând vreau să vă amintesc că FS16 ca idee și FS18 știți și voi că s-au lansat cam prin vară. FS16 s-a lansat prin mai, dacă nu mă înșel, iar FS18 s-a lansat undeva prin iunie. Și da, astea două jocuri s-au lansat în același anotimp, aproape în același anotimp, în aceeași perioadă, dacă pot să zic așa. Și unde vreau să ajung cu chestia asta? Ei bine, FS20 și FS23 o să fie cam asemănătoare, cum este 19:22. Bine, acum o să spuneți toți că nu este chiar așa, știu că nu este chiar așa, știu că în FS22 s-au schimbat texturile, s-au schimbat sunetele, s-au schimbat multe chestii pe acolo, interfața, utilaje noi și tot felul de chestii faine. Știu că s-au schimbat, dar zic așa că sunt asemănătoare la grafică, nu o să zici că e o evoluție extra, ultra, cea mai șmecheră, nu. Este o schimbare bună, foarte faină, dar o să fie așa o schimbare cum a fost între 16 și 18, dacă știți. Și da, în FS20, adică în 23, nu în FS20, vreau să spun că FS20 s-a lansat undeva pe 3 decembrie 2019. Și bineînțeles că eu cred că noul FS23 o să lanseze undeva prin iarna lui 2022, adică la anul. Și de ce zic asta? Pentru că eu cred că o să fie lansate cam la fel, pentru că și 19 și 22 s-au lansat tot în aceeași perioadă a anului și în aceeași lună, bineînțeles. 19 s-a lansat pe 19 noiembrie, iar 22-ul pe 22 noiembrie. Foarte tare chestia asta. Și ce să zic? Eu sper că jocul următor se lanseze cât mai repede la anul. Bineînțeles, până la anul în decembrie ar fi foarte mult timp, deși m-ar uimi foarte, foarte tare dacă băieții ar scoate jocul pe undeva prin vară sau ceva de genul cum a fost 18-le. Dar eu zic că jocul va fi lansat tot așa prin decembrie. Sper să nu mă înșel și să îmi spun părerea asta degeaba. Sper să se lanseze bine și mie mi-ar place să lanseze mai devreme, adică prin primăvară sau chiar vară, dar na, acum rămâne și în funcție de ei, cum o să se descurce băieții, cum vor ei să pună în practică ideea asta cu jocul următor. Acum așteptăm să vedem ce va urma. Cu siguranță o să urmeze și noi DLC-uri pentru FS22 și o să lucreze și la niște DLC-uri noi, așa că... Na, nu știu, dar probabil o echipă este specială pentru cele de pe telefon, jocurile de pe telefon, cum este Farming 20, cum au fost și celelalte, deci este o echipă separată probabil, care o să se ocupe de joc. Și o să mai vină un episod în care o să discutăm despre FS23, vreau să mai vorbim puțin despre anumite chestii. Și
Da, deci despre data de lansare, eu cred că în decembrie și am văzut că și voi, dar vreau să vă părerea voastră în comentarii. O să vă citesc comentariile la toți. Și bineînțeles, poate o să vă și răspund la unii. Poate aveți unele întrebări și poate le băgăm în episodul următor, nu știu. Dacă aveți întrebări despre FS23 sau chiar să-mi spuneți acolo ce vă doriți voi și chestii, adică și să specificați acolo anumite chestii, să le enumerați și să și prezentați ceva acolo în comentarii dacă e. Pentru că eu o să le citesc și poate o să facem un episod în care o să discutăm despre asta. Știu că parcă am mai făcut sau eu așa mi-aduc aminte că am mai făcut un episod de genul și am văzut că a fost apreciat. Dar da, eu vreau să fac încă un episod în care discutăm despre niște chestii, nu vă zic încă despre ce, dar o să vedeți că o să vă placă. Și da, cam asta este toată chestia, asta este chestia despre data de lansare. Am vrut să-mi spun și eu părerea și eu cred că jocul se va lansa undeva prin decembrie, nu știu, așa am o presimțire. Sper să se lanseze mai repede decât decembrie, pentru că na, știu că ar fi o chestie foarte tare, adică să avem un cadou de Crăciun, dacă pot să zic așa, când se lansează în decembrie, dar așa a fost și cu FS20, dacă vă aduceți aminte, toți erau fericiți că s-a lansat în decembrie și că au primit într-un fel un cadou, dar acum na, rămâne de văzut ce o să plănuiască băieții, cum o să evolueze lucrurile. Bineînțeles, sperăm ca la anul prin de la începutul anului să aflăm ceva, că ei de obicei așa dau leak-uri la jocuri, dar dacă o să lanseze prin decembrie, cu siguranță o să avem niște noi informații despre joc prin octombrie, noiembrie, cam așa, pentru că așa fac băieții, câteva luni înainte. Și da, asta este toată chestia, deci concluzia este că în decembrie probabil o să fie lansat noul joc, adică la anul, în 2022. Și da, cu siguranță o să fie lansat la anul, deci să nu vă faceți griji, pentru că sigur o să apară un nou joc, eu sunt sigur de chestia asta, pentru că nu au de ce să nu facă chestia asta, de ce să nu scoată un joc când au atâția jucători pe telefoanele mobile și bineînțeles și pe Switch sunt jucători mulți, știu eu, bineînțeles pe telefoane sunt foarte mulți, mai ales voi, probabil mulți dintre voi vă jucați pe telefon FS20 și da, asta este toată chestia despre data de lansare, bineînțeles. Sper că v-a plăcut episodul, sper că nu sunt dificultăți tehnice aici cu vocea, dacă o să am probleme la sunet, pentru că am mai filmat încă o dată înainte acest episod, bineînțeles, na, nu mi-a ieșit pentru că atunci când m-am dus la editare se auzea foarte rău, nu știu din ce cauză, de la căștile alea noi. Nu știu care este problema, acum am băgat din nou căștile cele vechi și tot cu astea filmez momentan. Se aude un sunet foarte ciudat, nu știu, băzi așa, nu știu, adică nu este un băzi, nu știu, este o chestie nașpa. Și am văzut că și ieri la episodul de Madrunner cineva mi-a zis că se aude foarte încet sunetul și acum sper că o să se audă destul de bine și nu o să mai avem probleme cu sunetul, pentru că sunetul este unul dintre cele mai importante. Știu că eu n-am o calitate extrem de calitativă la sunet, dar eu zic că este bună momentan. Oricum, pe viitor aș vrea să fac și un upgrade, să putem să registrăm pe calculator, adică dacă e să filmăm FS20 sau următorul joc de pe telefon, m-aș bucura foarte mult să pot să înregistrez cu calculatorul, cu o placă de captură, să nu mai avem probleme și cu microfon pus la calculator, să nu mai am nevoie de căști, să filmez și cu o calitate audio mai bună. Bineînțeles, vă mai rețin pentru că m-am abătut puțin de la subiect, dar cam asta este în mare parte. Acum aștept părerile voastre în comentarii, aștept toate părerile voastre în comentarii, chiar o să citesc comentariile. Și da, cam asta a fost episodul, asta este dubla 2 dacă pot zic așa pe astăzi. Astăzi am filmat, am vrut să filmez pe la 12, am filmat și ce să vedeți, sunetul era super prost și am zis că mai bine o las baltă, șterg clipul ăla și nu-l mai editez și să filmez din nou și sper să aibă calitate bună acum cât de cât. Și da, cam ăsta este tot episodul. Nu uitați, lăsați un like, să vă abonați, să dați un share, cum ajută foarte mult, să activați și clopoțelul și bineînțeles dacă aveți idei despre Farming Simulator 23, să îmi spuneți în comentarii, pentru că poate facem un episod din ăla mai șmecher așa cu voi,
introdus și în el. Și bineînțeles o să vină și un Q&A pe viitor. Aș vrea să fac un Q&A așa de final de an și o să pun eu pe comunitate acolo o chestie de genul. Așa că stați cu ochii pe canal, activați clopoțelul. V-am zis, jocuri fane și ieftine în descriere. Și bineînțeles, dacă vreți să ajutați canalul, puteți să cumpărați după link-urile acelea, direct după site-ul celor de la Giants. Cam asta a fost. Să aveți o seară bună în continuare. Nu știu pe la ce oră o să pun clipul, dar probabil pe la 6-7, cam așa sper eu. Dar oricum, să aveți o seară bună sau o zi bună, depinde când vedeți clipul. Sănătate și un weekend cât mai plăcut. La revedere!